Tinerii de la Școala Profesională din Glodeni au discutat astăzi despre posibilitățile de angajare legală peste hotare și riscurile migrației ilegale. În cadrul evenimentului, reprezentanții Asociației Obștești, Onoare și Dreptul Femeii Contemporane au venit cu acțiuni de informare despre riscurile migrației ilegale. Totodată, elevii au aflat care sunt posibilitățile de angajare oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Lipsa informației poate fi o cauză a traficului de ființe umane ori a exploatării prin muncă. Pentru evitarea acestor fenomene, tinerii școlii profesionale din Glodeni au avut oportunitatea de a afla astăzi mai multe informații despre posibilitățile de angajare legală în țară, cât și peste hotarele ei. Este o temă foarte oportună pentru dumneavoastră, fiindcă, din câte văd, sunt marea majoritate cei care sunt în prag de absolvire sau urmează peste un an, doi, să absolvească o instituție și o să apară necesitatea, o să fie în fața alegerii de a se angaja în câmp de muncă. Vreau să vă spun că odată cu posibilitățile de a circula liber peste hotarele țărișoarele noastre mici, a apărut și acest fenomen a migrației ilegale și a angajării ilegale în câmpul muncii. Ori noi, fiind cetățeni a unui stat de drept, trebuie să ne dăm foarte bine seama că odată ce suntem oameni cu anumite drepturi, avem și drepturi de a ne angaja legal în activitate, indiferent unde ar fi aceasta. Tinerii sunt cei mai vulnerabili. Dacă un matur poate să fie informat sau are surse de informare, dar un tânăr, el este mai puțin informat și este predispus unui risc mai mare de a pica în plasa traficanților de ființe umane, adică sau trafic prin muncă sau alte feluri de traficuri care s-ar vorbi. Și aceste măsuri organizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vin în întâmpinarea tinerilor spre a fi bine informați și a se gândi foarte bine când iau o decizie de a pleca în migrație. Organizatorii evenimentului au reiterat că o persoană informată este o persoană protejată. Reprezentanții Asociației Obștești, Onoarea și Demnitatea Femeii Contemporane au prezentat spectrul de servicii oferite pentru tineri și tinere. Avem instruiri la modulul Sunt eu antreprenor cu semn de întrebare, pentru că nu fiecare om are abilitățile sale de antreprenor. Managementul eficient al afacerii proprii, acesta este un curs de durată de 96 de ore, unde participanții primesc certificat, primesc cunoștințe în domeniul antreprenoriatului și de multe ori am avut granturi pentru grupul ținte. Grupul ținte sunt tinerii și femeile, inclusiv, deci acolo unde nu este restricție de vârstă, victimele violenței în familie și ale traficului de ființe umane. Ori aici, ori în alte orașe ale Republicii Moldova, vouă să vă trebuiască un certificat pe care îl obțineți. Dar certificatul nu trebuie să însemne numai o foaie veți în față, pentru că știți și voi practica bate gramatica. Eu vă îndemn să luați tot posibil ca o burețic să stoarceți toată informația din profesori care vă predau la lecții, pentru că tot vă prinde bine în viață. Tinerii spun că în cadrul evenimentului au aflat care sunt cauzele traficului de ființe umane și cum pot fi evitate. Am învățat anumite informații, de exemplu, trebuie să fim informați despre migrare, că nu trebuie să respectăm aceste reguli. De exemplu, dorim să plecăm undeva peste hotare, trebuie contractul, să știm persoana cu care plecăm, de exemplu, să nu ajungem să fim traficați. Și din această cauză că multe persoane nu sunt informate, ei ajung și acolo sunt traficați, de exemplu, sunt impuși să lucreze fără plată, fără mâncare, de exemplu, să doarmă în fără condiții, să nu aibă condiții. Trebuie să ne păzim, să avem mare grijă și să ne ascultăm sfaturile la prieteni, trebuie întâi să ne informăm unde plecăm și ce avem de făcut. Trebuie întâi să ne asigurăm tot cum trebuie să fie. Menționăm că evenimentul a fost organizat în contextul consemnării campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Migranților în perioada 18-24 decembrie 2015.